Salutare, salutare, vă dau iarăși, dragi colegi de izolare. Ce ți-i scris, pe frunte ți-i pus. Suntem condamnați la izolare până în 16 august, până după Sfânta Maria. Dar eu țin să vă mulțumesc pe această cale, că în izolare sau nu, sunteți aici alături de mine pe YouTube. Îmi scrieți, îmi comentați, îmi dați like-uri. Mai dați share-uri și pe Facebook, că vorba aia, sunteți băieți fini, băieți cu tencuială fină. Și fete și domnișoare extraordinare. Așadar, țin să vă mulțumesc încă din bun început de video pentru faptul că mă urmăriți, că sunteți alături de mine și că distribuiți lumii, spuneți lumii despre faptul că ne vedem aici pe canalul meu de YouTube să discutăm diverse aspecte care ne preocupă. Acum vă las să vă luați o gură de cafea. Ați pus și lapte? Bună-i, aburul ăla, mirosul ăla. Vorba Monicăi Lovinescu, fie iertată. Deci eu mă trezesc dimineața numai pentru cafea. Cam așa e. Ați băut-o acasă sau la vreo terasă? Sau? Nu cred că voi sunteți cu bun simț, v-am spus de la început. N-ați făcut ca ghiolbanul ăla cu BMW care a parcat pe calea Victoriei și a lăsat BMW-ul pe calea Victoriei, nici măcar cu avariile, numai cu motorul pornit, și a intrat într-un magazin să-și ia cafea. 10 minute a stat nesimțitul, 10 minute în claxoanele publice, îl durea în 14. Dar bineînțeles, dacă el a vrut să bea o cafea de la magazinul ăla și-a lăsat mașina, știți cum e vorba aia? Ficior vrednic, cacă în drum și fuge în tufe. S-a dus, nici nu și-a pus mască să-și ia cafea. Și după aia, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, încă eu mai și jura pe aia din trafic, s-a urcat la volan și-a plecat cu cafeaua. Da, mă, ăștia care au BMW șmechere și-au pus un pic de benzină, nu mai au bani de cafea la terasă. Și atunci o iau de la automat. Automat bea o cafea și nesimțire. Numai nesimțire, dar de la cine să învețe? Senatorul PNL, celebru Fenechiu, după o ședință online pe probleme juridice alături de colegi, a scos o sticlă de coniac și a început să se laude. Așa se fac legile în Parlament. Cu paharul și cu litru, ca așa bea mitropolitul. Ieftinește, Doamne, băutura. Cu paharul și coniacul, ca așa bea tot săracul. Săracul la cap, săracul intelectual. A scos un coniac și a început să se laude că ce vechi e coniacul ăla, că e deodată cu el și că peneliștii la putere, da? De ziua lui Ludovic Orban a dat whisky. Senatorul ăsta se laudă cu coniac. Și guvernarea lor este o apă chioară. Băi, eu chiar nu-i înțeleg. Chiar nu-i înțeleg. După aia a dezmințit că de fapt nu era coniac, era ceai și las-o încolo. A mai apărut și senatorul ăsta cu mâțul în brațe. Să ne scarpine la mâț, vorba românească. Eu nu înțeleg, domnule, pe polonezii înțeleg. Au votat săptămâna trecută la alegerile prezidențiale, Și-au ales nou președinte. Erau doi candidați. Duda și Zaraskovski. Acum înțeleg că nu l-au putut vota pe Zaraskovski ăsta președinte. Că e foarte greu. Te duci în străinătate, îl întreabă lumea pe polonez. Bă, și pe președintele vostru cum îl cheamă? Duda. Duda. Dar noi avem nume frumoase de politicieni și tot Dude alegem. Duda Ponta, Duda Orban, Duda... Numai Dude alegem. Noi suntem în regnul vegetal. Păi n-ați văzut că și ieri ce-au făcut? L-au arestat pe fostul procuror Portocală. L-au arestat pe fostul procuror Portocală. Numai în regnul vegetal ne place bine, ne simțim bine. Acolo ne place numai. Eram doi copii ce aveam o portocală, justiția l-a arestat pe portocală, că a făcut prostii o portocală, noi l-am arestat pe portocală. Păi numai așa știm, numai cu fructe ne place. L-au arestat pe mazăre, care acum e o legumă, l-au arestat pe portocală, care e un fruct, dar când ajungem și noi la rechini, că mi-aduc aminte de Emil Cioc Constantinescu, între 96-2000 a fost el președinte. O dudă și el și zicea așa, zice, am pornit o acțiune de arestare a celor care au furat statul, care sunt corupți. Zice, nu ne interesează plevușca, ne interesează rechinii. Apoi de la rechin la portocală, numai 30-20 de ani au trecut de atunci.
Na, păi să treacă, să mai aresteze și pe aia mari, vinovați. Că mai găsim și câte un porc, câte un dihor, câte un scons, câte un, nu numai, portocală. Na, noi ne deplasăm în regnul vegetal. Ne deplasăm cu viteza melcului, că trenurile ați văzut. Un tren care trebuia să ajungă din Ploiești la București sau invers a avut o întârziere de 4 ore din cauza că au căzut copacii pe linia ferată. Au căzut niște copaci bătuți de ploaie și de vânt pe linia ferată. Acum ce să zic, o întârziere de 4 ore e bine. La noi trenurile întârzie o veșnicie. 4 ore, măcar au avut o scuză. Bă, erau căzuți copacii acolo, n-am avut. Ce? O trebuie să coborâm? N-am avut drujbă să-i tăiem? Am scos cuțitașele și... Mă lași. Acum lumea zice că să fură pădurile, să taie copaci din pădure, vedeți? Și acolo, dacă erau copaci tăiați de-a lungul căii ferate, poate era altceva. Poate, da, asta cu poate e ca la păcănele. Poate iese, poate nu iese. Ci că pentru dependenții de păcănele, ci că ar fi vreo 100.000 în România. Numai eu cunosc 200.000, așa că mai ușor cu fata popică dărâmă, cum zice Dinescu, cu colțul sobii. Deci, îți vreo 3 milioane de euro care stau nefolosiți pentru a trata dependența celor de păcănele. Stau acolo nefolosiți. Eu mă gândesc că dacă i-ar... Doamne, că vorbesc cu păcat. Eu mă gândesc că dacă i-ar băga la ruletă, totuși, ar fi altceva. N-ar sta banii acolo degeaba pentru dependența de păcănele. Sau să le dea la fiecare câte 100 de euro... Să-i bage, să-i piardă și să zică, no, ăștia au fost ultimii bani pe care i-am jucat. De acum m-am lecuit, m-am tratat. Dar în România nu se poate. N-ați văzut în Timiș, în județul Timiș, sute de tone de lapte, prin programul Cornul și Laptele, da, pentru școli, sute de tone de lapte stau într-un depozit, expirate, depășite, nici nu mai știu ce să facă ei cu ele. A fost pandemia, elevii n-au fost la școală, au fost la școală, dar la școală online, și nu le-au folosit. Sute de tone de la... Bat jocură, mă! Nu vă mai rabdă pământul. În loc să le dea în timp util, în timp real, la săraci, la amărâți, la aia care au nevoie, ei le-au pus în depozit. Că așa scrie legea, noi urmăm legea. Da, dar nu este vorba numai aici de litera legii. Mai este vorba și de spiritul legii. Cum o interpretezi? Bine că la noi legea se interpretează în favoarea infractorului, dar mai trebuie interpretată și în favoarea oamenilor care chiar au nevoie. 6 rânduri mici, 2 mari și 4 mici au venit aici. Sunt extraordinare. Ar trebui să vi le arăt într-o zi. Tata și cu mama, sau mă rog, nu știu la câta căsătorie, au 4 pui și apoi învață să zboare și dau rotocoale, să învârtez. Le place. Vedeți? Natura, viața, își urmează cursul ei, își urmează firescul ei. Numai noi ne stresăm acum cu mască, cu 5G, cu... Băi, istoria se scrie sub ochii noștri. Dar noi să nu fim fraieri, că o putem scrie noi. O putem scrie noi, ca urmașii și urmașii noștri, să țină minte ceva din ce s-a întâmplat acum. Da, păi așa e cu cornul și laptele. Că de-aia elevii noștri nu mai fac performanță, că n-au corn și lapte. Ați văzut pe tânărul ăla care a dat interviu în presă, da? Un tânăr care de la 11 ani făcea el primii bani din internet. A mers la olimpiade, pasionat de informatică și, culmea, ce să vezi? În clasa a 12-a avea omul absențe, că mai stătea acasă să mai lucreze, să mai învețe și implicit să mai facă și un ban. Ce să vezi, în clasa a 12-a l-au exmatriculat. Băi, deci dacă vrei să exmatriculezi un elev, îl exmatriculezi dintr-a 9-a, îl exmatriculezi dintr-a 10-a, dar dacă a intrat într-a 11-a, nu te mai atingi de el, mă, că e eșecul profesorilor, da? E o pată pe obrazul profesorilor, nu-i elevul de vină, tot timpul elevul, nu elevul e de vină. Și acum e cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. Cel mai tânăr milionar din Silicon Valley, exmatriculat în România. Păi dacă rămânea în România, hai să facem un exercițiu de admirație, cum ar fi zis Cioran Fiertat. Rămânea în România, nu-l exmatriculau, își lua bacul, făcea o facultate și ajungea în Silicon Valley, nu în Silicon Valley. Așa s-a dus omul în America de tânăr și-a făcut business-ul lui, cum ar zice țiriac, afacerea lui, prosperă, e ok, și la un moment dat cu ideile lui, cu capitalul lui, tot acasă o să vină. O să influențeze tinerii din România, o să fie un model pentru ei. Avem generația tânără, avem și pe tânărul blogger Shelley,
Avem exemple multe. Trebuie să le dăm curaj, încredere și credit. Ce canal? Că o să facă ei. Nu o să ne arate ca senatorii ăștia la miezul nopții mâțul și coniacul cu care s-adapă slujind țara. Huo! Dar pentru voi, bravo! Mulțumesc de urmărire și astăzi. Mulțumesc de like, mulțumesc de comentarii. Scrieți la comentarii despre ce doriți să discutăm. Eu țin cont de ele și în măsura timpului și a capacităților mele intelectuale o să vorbim în videourile ce urmează despre așa ceva. Abonați-vă la canalul de YouTube Nicu Bendea și mergem mai departe. Mâine e vineri și vine iarăși weekendul. Am trecut de mijlocul lui iulie și vara este în toi. V-am salutat. Trzaskovski, cum să te cheme? Trzaskovski. Dar nici Duda nu e ok.